Se pare că priceperea hoților nu are limite, la fel și imaginația. DIICOT a făcut luni dimineață zeci de percheziții la persoane suspecte că ar fi furat din tiruri aflate în mers. Prejudiciul se ridică la câteva milioane de euro, însă acesta urmează să fie stabilit cu exactitate la finalul cercetărilor. 73 de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare în București și județele Ilfov, Argeș, Prahova, Telorman și Ialomița. În baza activităților de cooperare la acțiune participă și ofițeri de poliție judiciară din cadrul Direcției de Investigații Criminale din Poliția Română, reprezentanții ai Europol, precum și anchetatorii francezi și olandezi.